Salut! Eu sunt Ariel și tocmai ai dat play la 3 idei, locul în care îți prezint 3 idei faine din cărțile pe care le citesc. E un fel de... altfel de recenzie. Știi, nu mi-a plăcut niciodată matematica. Am învățat să fac adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri și apoi mi-a fost de ajuns. Dar m-am descurcat în viață până acum doar cu aceste noțiuni de bază din matematică. Dar se pare că matematica chiar poate să fie revoluționară. În ziua de azi, companiile văd angajații mai mult ca pe niște numere și mai puțin ca pe niște oameni. Pentru companii, fiecare angajat devine un model cu tot felul de ciudățenii. Adică companiile știu despre angajații lor tot felul de ciudățenii. Ce religie are, că îi place porcul sau carnea de pui, că e căsătorit sau nu, câți copii are, că este alergic la o înțepătură de albină, tot felul de rahaturi. Iar pe baza acestor ciudățenii pe care fiecare angajat le are, compania caută să angajeze sau să scape de cineva anume. Iar companiile din ziua de azi încearcă uneori să recreeze anumiți angajați ce le pleacă, fie că pleacă într-o lume mai bună sau pur și simplu și-au dat demisia. Spre exemplu, dacă un angajat de-al tău a făcut o facultate anume, a urmat anumite cursuri, nu a fost niciodată căsătorit și este foarte pasionat de paintball, pentru a-l înlocui, ai putea încerca să găsești un om cu aceeași traiectorie în viață și, desigur, cu o pasiune pentru paintball. În fond, suntem doar niște numere, iar angajatorii noștri știu absolut totul despre noi. Chiar în clipa asta, Vodafone mă poate localiza cu o precizie de câțiva metri. Mastercard știe că aseară am cumpărat o sticlă de vin și o cutie de Durex de la benzineria de pe Iuliu Maniu. RDS știe că aseară am fost acasă și am dat drumul la televizor doar pentru vreo 10 minute. Facebook, Google și alți giganți ai internetului știu mult mai multe detalii despre mine. Nici nu vreau să mă gândesc. Pe vremea comunismului existau spioni, dar acum, în fiecare clipă a existenței noastre, ne spionăm pe noi înșine. Și n-am menționat camerele de luat vederi din tot orașul. Cu atâția biți în jurul nostru, însuși aerul pe care îl respirăm conține particule de informație. Dar aceste informații despre noi nu au niciun sens dacă nu sunt adunate toate la un loc și puse într-un context. Data viitoare când ieși în oraș și faci o plată cu cardul, gândește-te la toate informațiile pe care le lași în urmă despre tine și viața ta. Ajungi într-un supermarket, clienții uită de obicei, în medie, 11% dintre produsele pe care vreau să le cumpere. Deci este în interesul magazinelor să ne reamintească constant despre lucrurile pe care vrem să le cumpărăm, nu? Ei bine, de aceea s-a inventat coșul de cumpărături inteligent. Știi acele carduri de puncte sau reducere de la Cora sau tot felul de alte hipermarketuri? Te-ai întrebat vreodată de ce casierițele insistă să-ți faci mereu acel card sau să-l folosești? Pentru că folosind acel card, supermarketul știe ce cumperi, cât cumperi, când cumperi și de unde cumperi. Căruciorul inteligent te recunoaște după acest card și îți recomandă produse pe care ai putea să ți le dorești periodic. Ba mai mult, îți poate oferi reduceri nișate fix pentru produsele pe care te interesau pe tine. Îmi și imaginez că intru în Mega Image, iau căruciorul inteligent și începe căruciorul să țipe: "Salut, George! Bine ai venit în Mega Image! Nu uita să cumperi testul de sarcină pe care îl iei o dată la 2 luni de la noi, pâine neagră cum îi place prietenei tale și tampoane sau prezervative după caz." Trăim vremuri interesante și probabil că mâine, poimâine, produsele de care avem nevoie se vor teleporta automat în cămara din bucătăria noastră. Astea au fost doar 3 idei faine din Numerati, de Stephen Baker, și o găsești la prietenii de la ochian.ro, o carte bună. Și cu siguranță mai găsești câteva 10 de idei faine în ea. Nu știu dacă 10, sunt sute, cred că sunt sute, ar putea fi sute. Sute? Și până data viitoare nu uita să pui un ban deoparte pentru cărți. Nu trebuie să pui atât de mulți bani deoparte, pentru că pe ochian.ro găsești reduceri mișto. O să fie mai puțin deoparte. Și aici ar trebui să punem un cadru de porn, dar scurt. 2 secunde, se prinde lumea, știi? Că internetul știe... Filmai?